Am luat legătura cu domnul ministru în cursul zilei de ieri și datele preliminare nu sunt încă gata. A fost și consilierul domnului ministru la Brăila, e și corpul de control. În continuare încearcă să facă toate elementele pentru a avea concluziile clare și certe cu privire la ce s-a întâmplat în momentul în care vor fi date publice. Mai durează câteva zile, am înțeles, și va face publice rezultatele. Aș dat o declarație în sensul ăsta ieri, domnul ministru Costache, cu privire la situația de la Brăila. Din păcate, lucrurile acolo au degenerat și ar fi fost mult mai bine și recomandarea noastră este ca aceste probleme tragice să se rezolve pe cale pașnică. Este un mod civilizat, normal și legal de a exprima nemulțumirea. Pot să înțeleg pe oamenii, pe familia fetei care nu a beneficiat, din păcate, de tot sprijinul, de ajutorul și de serviciile medicale de care ar trebui să beneficiem fiecare dintre noi și le pot înțelege indignarea și supărarea. Dar este important ca lucrul ăsta să nu îi schimbe cursul și să putem afla care este adevărul despre tragedia de la Spitalul Județean în cel mai scurt timp.